Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din Farming Simulator 19. Acum vreau să recunosc că după ce am încheiat ultimul episod, am mai făcut ceva. Nu am stat, sincer, m-am plictisit uitându-mă la cum făceam eu baloți și cum lucrătorul automat se chinuia să facă ceva pe terenul 22 acolo la specla de zahăr. Așa că am terminat de făcut baloții, i-am dus în... I-am pus în... I-am încărcat pe toți, i-am dus până la... aici suntem la... cum se cheamă? La șură, unde se vând baloții. Am zis că nu-i vând. Sincer, am fost foarte uimit când am văzut că i-am făcut toți 44. X44 la număr, am zis că-i vând acum... Să vedem cu toți ce bani putem lua pe ei. Acum nu știu sigur exact ce se vând aici. Nu mai trebuie să fac el. Se pare că ar trebui să acum de aceste puncte pe care se va aici pe revoca, dar pe revoca este lungă, lungă. Dar spațiul ăsta mi se pare foarte micuț. Dar că totuși să ia așa că asta e Z. Și nu trebuie să facă baros aici. Se pare cam la ceva, mă nu-ți 10.026 și mai avem încă 4 bucăți. Dar după cum am zis, nu e chiar cine știe ce. A fost 11.028. O să intrăm noi la finanțe să vedem mai exact. Nu, aici la finanțe. Pe astăzi avem din 11.028 din valuți vânduți. 11.028. Nu chiar cine știe ce, dar asta e. Așa. Pe lângă asta, dăm remorca înapoi pentru că nu mai avem nevoie de ea, să nu mai plătim chirie. O dăm înapoi. Și dacă intrăm aici la contracte. Zice că e terminat pe acela 22, trebuie să luăm 19.143. Doar că ceea ce nu am... făcut, a fost că am lăsat, cum se numește, am lăsat ceea ce mi-a rămas din, am rămas încă câteva tone de specle pe care le putem vinde. Sima nu mi-a ceva extra, am zis, că dacă tot au rămas, ce să fac cu ele, doar nu înțeleam. Le vindem și luăm și cămițe de acolo. Trebuie să facem ceva pentru că vreau să fac un upgrade la un tractor, că la un upgrade la un tractor, că la mai e un pic mai la ban, să zic așa cum se zic, că la mai puternic. Că vreau să... ce facem, dacă ne uităm un pic la ce am cumpărat eu de când am această fermă, am doar front loader în față, am mai cumpărat poate un tractor, o două contra greutăți și ce-au făcut? Mai nimic în rest, pentru că noi, dacă stăm și ne uităm, Gloria am avut, o vreo două tractori am avut, remorc am avut, nu am făcut mai nimic. Am zis că, bă, ce să fac și cum să fac? Cum să mă fac, să mă învârs, să mai fac un bănuț în plus? Sincer, stăteam chiar și azi la lucru și mă gândeam, oare ce-aș putea să plantez acum, să fie totuși un câștig ceva, să iasă ceva mai bine. Și eu asta și m-am gândit. Eu de fapt am vrut să vând acea balotieră înapoi, să o dau înapoi, pentru că am zis că nu am nevoie de ea. De fapt, asta vine și m-am gândit, bă, hai să mergem să vindem acum specla. După cum vedeți, am adus deja balotiera aici la garaj să o vând. Doar că astăzi zic la lucru și gândindu-mă, acum ce să fac și cum să fac. Hai să vedem acum, vreau chiar să curios să văd de ce nu avem nimic bănuți veniți altceva decât din baloți. Ok, vreau să curios să văd cât luăm pe specla asta de zahăr, pentru că a rămas un pic aici. Să vedem, o dăm direct din combină, vedem că o să văd o rău. Se pare că nu trebuie bani. Nu a fost cu bani, mă, frate, dar ce faceți pe aici? Așa un pic, mă, nu, ne oprim aici, stai așa un pic, nu, ceva nu e în regulă. Cum adică să nu ne dea bani, mă? Stai așa un pic, mă. Avem mai specla de zahăr 236, încă e în creștere.
e partea cealaltă, nu? Aici cereala est, asta e de cereala est, nu? Da, mai suntem. Ia să vedem dacă ne acceptă la port sud-est. Să ducem această sferia. E cam puțin plătit. Ia să mergem totuși la nord-vest. Nu nord-vest, că am văzut că e plătit bine. La nord-vest ar trebui să fie în cealaltă parte a hărții. Da, exact. Ne-am adus noi grua acolo. Nu, poate ne dau ceva bănuț în plus, pentru că, sincer, nu vreau să o dau pe degeaba aici. Eu zic că îmi dau ceva, dar... se pare că nu. Așa, să vedem mai bine, cumpărăm mai parte asta, după cum avem și... Da, avem capac la remorcă. Nu avem. Hai să ne facem un acord. Așa, frumos. Dacă avem un pic de mers până la... acolo, la nord-est. A, nu spune că nu mai... Nu, dacă am reușit să ieșim, ok. Dacă luăm pe aici, așa? A, nu, pe acolo, mă. Mă uitam în altă parte, ia, ce facem. Nu, și calea ferată, nu reușim, mă. Da. Pleacă foarte greu de pe loc și zic că nu mai am ajuns acolo. Mă uităm atât de chestia, nu se văd că nu am putea noi ajunge aici la drum. Da, până ajungem noi la acolo, vreau să vă zic ceea ce m-am gândit eu să fac. M-am gândit să plantez iarbă. Să plantez niște iarbă. Ei, nu intra în acu bun. Să plantez niște iarbă, să pun să crească iarba. În timpul în care crește, eu mă pun să mai tai niște copăcei de acolo din spate, după cum v-am zis că vreau să-i tai și să măresc terenul, să fie un pic mai mult. Doar că am observat acolo aseară, uitându-mă, că avem, mi se pare că v-am zis ceva și vouă, avem acolo o chestie care m-a fi un vânător sau ceva de genul, nu știu exact pentru ceea ce chestie acolo, care un pic mă deranjează, nu voi putea să mă deranjez terenul foarte mult. Așa că m-am gândit, am pus cu remorca, mă. Nu te uiți, mă, ce faci, mă. Am zis, nu voi putea foarte numărul. Cel puțin ca să pot să pun un lucrător automat să fac treaba, eu nu voi putea să fac altceva decât să... Să măresc doar pe acela 4. Nu, 19, nu, 20. S-o fac să vină la același nivel cu 19 aici, să vină perfect. Din păcate, nu pot să fac mai multe. E un pic. Hai să vedem, deci venim așa. O ținem tot înainte peste 22, peste 13, peste 11. Să venim așa, să ajungem undeva acolo. Bun. Nu voi putea. M-am gândit totuși, acolo tăiem copaci, îi vindem și plantăm alții. O plantator închiriem de o zi, cumpărăm un palet de puieți. Nu știu cât ar fi închirierea, 1000 și ceva, 2000 poate pe zi. Și punem alți copaci să crească, pentru că și copacii durează mult până cresc. Dar dacă punem, să zicem, 100 de copaci, dacă scoatem 500 de mii și așa terenul, nu putem să-l... M-am zis acolo din cauza că e o casă, mai e, pe lângă casa aia mai e și pentru vânător sau nu știu pentru ce chestia aia simte, pentru că nu mă pricep foarte bine cu toate chestiile așa. Și am zis să punem copaci frumos, plantăm niște copaci să crească, chiar dacă durează un pic cam mult, pentru că eu am mai lucrat cu copaci, am lucrat, durează undeva între 12 și 15 zile, cât e un pic mult ușor. Să stai 12-15 zile să stai și să aștepți doar ca să, cum să zic, să crească niște copaci ca să poți avea un venit. Nu vreau să pun foarte deș, îi pun un pic mai răruț, vreau să pun un pic răruț, pentru că vreau să... Nu vreau să-mi facă laguri foarte mari la joc. Am pățit-o și aceasta, așa că, ca să vedem o dată exact, trebuie să ajungem la drum, facem dreapta, ok.
facem dreapta, facem calea ferată, nu știu. Jocul pe care, pe harta care am jucat și am făcut copaci implantat, a fost un server dedicat pe care am jucat cu mai mulți băieți și sincer am făcut un lag foarte, foarte mare, făceam un lag foarte mare din cauza copacilor, fiind foarte mulți unul lângă altul. Și acum, acum avem noi cele două terenuri acolo aproape de centru, hărți, nu prea e indicat să ne punem noi copaci, dar a zis că avem nevoie de bani. Nu putem să luăm și noi ceva, alt teren, ceva, să mai facem și noi ceva în plus, să mai numărim ferma, un pic cam greu funcționează treaba și la copaci un pic put merge un pic mai bine. Aceeași treabă mă gândeam și la treaba cu iarba. Pun iarbă, balotiera o am deja. Am balotiera, trebuie doar să, ce zic, să iau, să mai cumpăr un cositoare. Cumpărăm o cositoare sau un chiriem și treaba aia de adunat iarba și să facem silic direct. Facem silic sau nutrețe înselozate, eu am mai lucrat cu niște băieți care ziceau, bă, că e silic, eu, cu nutrețe, că pe engleză, că pe română, știți cum vezi, mai zic și silic, mai zic și, o să auziți și una și cealaltă la mine. Deci eu vă zice și silic și nutrețe, așa că să știți despre ce e vorba, e aceeași treabă pentru mine. Nu știu sincer dacă în realitate e aceeași treabă, dar pentru mine ar fi aceeași treabă. Așa. Și de asta ziceam să mergem să plantăm. Nu știu exact cum se câștigă nici cu treaba asta, cu baloții, am spus de 10.000 pe două culturi, doar că astea au fost cu baloții, scuzați. Au fost doar, cum se cheamă, pe culturi au fost doar două paiele care au ieșit. Nu încă am înțeles, ar fi plătit mai bine. Eu încă nu am făcut niciodată sărbun. Ceea ce am făcut au fost doar de la contract. Luam pe niște baloți undeva la un 2000 de euro pe balon. Acum noi avem două terenuri mărișoare. Eu nu știu câți baloți am putea scoate de aici. Ceea ce am mai făcut eu a fost să făceam la contract. Luam un contract să tund iarba, închiriam mașinăria, ei îmi dădeau tot cum ar veni și mașina, eu toate mașinăriile, pentru tuns, pentru adunat, pentru făcut baloți, pentru totul tot. Eu trebuia doar să depun efortul și la urmă mai rămâneau 2-3 baloți pe parcelă și din 2-3 baloți mi-a scutea 4-6 mii de euro în funcție de cât îmi dădeau. Erau poate chiar când dădeau 1500 câteodată pe balot, în funcție de cât era prețul atunci la la șură pentru treaba asta. Asta mi-a scutat așa un pic, mi-a scutat un pic de bun, foarte mult. Așa, asta-i, uite, după cum vedeți, căsuța aceasta e una dintre cele două lucruri pe care mă deranjează un pic pe mine. Noi am parcat-o în stradă? Las că așteaptă, nu e o problemă. Deci căsuța aceasta e în spatele terenului 19. După cum vedeți, în față avem terenul 19. Noi, ca să mărim terenul, noi trebuie să am vrut să ajung până aproape de șosea cu terenul. Tăiam toți copaci frumos și ajungeam cu terenul până aproape de șosea. Dar această casă, nu pot să scap de ea în niciun fel. Sincer. Sau totuși, stați așa, că n-am încercat treaba asta. Să intrăm aici, la garaj, cu articole de ținute. Nu, deci asta e casa de la fermă, adăpost. Asta am pus, dacă știți, acolo în capăt am fost pus niște baloți mai devreme. Hambarul de la fermă și silozul. În rest, sunt articole pe care le tractoare, chestii din asta. Așa, sunt curios cât am. 115 cai. Mă, cam puțin te la tractoarele acestea ale mele, mă. 115 căluți. Ba, dar de ce am fost eu așa de deștept, să zic, mă? Eu am venit cu tractorul până aici, că nu trebuia să doar să închei contractul, că la noi tractorul meu. Încheiam contractul și nu mai veneam cu tractorul până aici. Dar mai luăm de aici 19.000. Ia să vedem noi ce bănuți avem. În momentul de față avem 65.000. Da. Avem aici, după cum am spus, căsuța asta. Pe lângă căsuța asta, deci dacă ar fi fost tot ok, aș mai fi, mai avem și această chestie aici. Și această chestie mă deranjează. Deci asta nu pot să o scot din
de aici. Și ceea ce m-am gândit, am zis doar să unesc cele două terenuri acolo la mijloc și să vin cu terenul 4, ar mai fi să-l lungesc de acolo până aici undeva, să vin cu el așa drept în continuare. Să vedem cum tăiem acești 2-3 copaci de aici, să rămână un pic de loc, așa. Și să văd, poate am să nivelez un pic terenul aici. Totuși, hai să pun, bă, hai că a trecut deja timpul. Așa. Să vedem dacă putem planta iarbă cu acest plantator, pentru că... Să am din grâu, ors, ovăz, rață, coabe de soia, ridic, iarbă, da. Dacă putem pune iarbă, în momentul de față nouă ne-ar trebui, stați să vedem aici dacă trebuie să dăm cu var sau ceva de genul. Avem aici, intrăm la aratem prăștia var, da. În momentul de față trebuie să dăm var pe amândouă terenuri, deci e o problemă pentru că nu vom avea cultura maximă. Bun. După care, dacă oprim treaba asta, o să trebuiască să fertilizăm de două ori și o să trebuiască să ierbicidăm o dată. Și asta e o problemă pentru că nu avem nici aparatul de ierbicidat, nici de fertilizare, nici de nimic. Eu m-am gândit totuși să pun plantatorul, să plantăm iarba. Între timp, cu banii care ia, vreau să cumpăr o remorcuță pentru a tăra lemnele care vreau să le tai de acolo de la deal. Dar de ce am lăsat eu? De ce am lăsat atât aici în față? De ce nu l-am dat eu jos? Ok, deci am lăsat pe iarbă. Și ce pentru să plantăm iarbă? Cum vine asta? Lăsăm jos. Așa era, pornește. Și hai să angajăm un lucrător să ne facă nouă treaba. Ce zice? A terminat lucrul. Așa. Așa. Să dăm un pic mai în față. Nu merge. Ok. Ah. Scuzați. În primul rând va trebui să dau cu altă mașinărie. De ce nu merge? Așa, era vorba de această mașinărie care trebuie să-și facă lucru. După care voi putea să pun semănătoarea. Da, am uitat. Semănătoare, eu nu prea am lucrat cu semănătoare din asta, am lucrat direct cu semănătoare mai performante, să zic așa, care făceau acest lucru din prima. Făceau ele, așa că nu mai aveam nevoie să mai pun încă o dată tractorul. Deci, de asta ziceam să-mi cumpăr o semănătoare mai mic, mai puternică în primul rând, o semănătoare care să tragă o plantatoare din asta mai puternică, să pună, să fie un pic și mai lată, pentru că mi se pare foarte mult. Și să facă 2-3 lucruri într-o dată, pentru că sunt semănători care fac și se numește fac și bun. Suntem la magazin, ok, suntem aici, nu plecăm de aici, deci am zis, punem iarbă, nu mai vindem această balotieră. Așa, ce mai avem nevoie noi să cumpărăm? Vreau să vedem noi la remorci, la cositor. Va trebui o cositoare și un windrover să închiriez. Ceea ce mi-ar place mie ăsta să-l închiriez, cât ar fi vară asta pe o zi? Wow, ia să-l dăm la second, ai de capul meu. Mai de capul meu, 4500, mult scump, scump, dincolo era mai ieftin vorba aia. Mie îmi place că face o treabă foarte bună. Intrăm aici să vedem la o cositoare. Ar fi acestea două, aș putea să le cumpăr cu banii care i-am, să cumpăr aceste două chestii. Mai vedem noi mai încolo puțin sau... Să vedem aici cât are, asta are 8,4, 3,1, aici am 8,1, 3,1, că astea merg cam împreună, astea de la clasă au 10 metri, 3,6, astea ar fi mai bune și ar fi cam aproape acelea, sunt un pic mai scumpe, asta e doar una singură, ok, asta e 28,500, 28,500 și face 8,1, 3,1. Totuși mi se pare o diferență mai mare de preț, pentru că asta e 40 și ceva, din câte am văzut, 42.
Și să le iau astea și nu fac cu mult mai. Cred că le voi cumpăra ca să nu plătesc chirie la ele. Așa, și acum am văzut, a mai apărut aici la magazin o remorcă de carabaloți rotunzi. Stai să văd dacă o găsesc acum. De ceva cu braț. Unde-i mă, unde-i mă? Mă, dar multe mai am pe aici, mă. Asta ar fi, da, Ursus, asta, 45 de mii. Dacă ar fi să o închirieze, e aproape 3 mii. Așa, și ea e scumpică. Hai să facem, totuși, poate facem două culturi de iarbă, să vedem, facem două culturi de iarbă. După ce facem două culturi de iarbă, să facem o cultură, să închiriem, să zicem, și remorca, să mergem să vindem. Și poate cu banii pe care facem pe două culturi să mai cumpărăm sau să lucrez cu articole închiriate. Oh my god, oare ce să fac, nu știu. Bun, la remorci. Să vedem aici la echipament silvic, aș avea nevoie de o remorcă. Nu remorcă din astea, nu, că astea costă mulți bani, nu vreau, nu, nu, nu. 2800, nu. Eu aveam ceva frumos care îmi plăcea. Asta e plantatorul, 26.000. Ia să vedem cât e închiriatul pe o zi, 1300. Să dăm la second, 1081. Deci, nu aici. Hai să intrăm direct la remorcă, să vedem dacă ne apare. Avem o remorcă care îmi plăcea, o luam la aproape pe degeaba, doar că trebuie să o repari. Dacă o dai la second. Mie îmi place stilul vechi, cum e ea făcută. Asta era, de la Lizard Old Wooden Wagon. O băgăm pe For wood, asta e pentru ceea ce înseamnă că e pentru copaci. O dăm la second, design tot uzat, configurare, îi dăm pe uzat, dacă să ne arate jantele uzate. Și o luăm la un preț de 300 de euro. Vă dați seama, o remorcă, încărcăm copaci în ea, mergem, vindem, dar nu știu dacă mi-i și leagă. Mie îmi place design, de-aia am zis că o iau așa la totul ca și cum ar fi veche. Oricum tractorul ăsta să o agăț să vin. Nu, nu, stai, trebuie să scot de aici balotiera. Scoatem balotiera. M-am dus degeaba până aici. Bă, hai totuși să mă duc la... Dacă domnul... Cum îl cheamă, nu știu, domnul Albuș, îi zic, că e un pic negru și mie îmi place la negru să le zic Albuș, face treaba. Hai să-l punem și pe celălalt domn sau doamnă să ne pună iarba aici. Așa, ia să vedem dacă l-apăsăm pe H. Ia, asta a fost. Și ne pune iarba, frumos. Sperăm să nu termine repede semințele, să ne ajungă pentru amândouă terenuri. Iar noi venim acum la magazin, luăm remorca pentru care o avem noi pentru copaci, o agățăm frumos și mergem cu ea să încercăm să vedem dacă trebuie reparată. Sigur, dacă am luat-o la second, de orice lucru luat second, eu de aia am și băgat-o la second ca să pară, cum să zic așa, să pară o remorcă veche. Îmi place stilul ei, cum arată așa în stil vechi. Dar o reparăm cu 4 euro, o nimica toată. Și o avem ca și nouă, zici, doar că arată stil vechi. Deci ea e reparată, merge vechi. Da. Am zis că să nu cumva să-i se strice roțile pe drum și să nu mai putem înainta, că nu știu, sincer, nu am fost nici măcar odată, să zic așa, cu un utilaj pe roșu să mi se strice și nu mai pot să-l folosesc. Ei, domnul! Nu vezi că vin eu cu tractorul, mă? Chiar dacă aveți o prioritate, trebuie să mă lași în pace. Nu vezi? Țăranilor. Bun. Haideți să parcăm remorca în zona asta de lemne. Am uitat să cumpăr o drujbă. Nu e o problemă, o putem cumpăra și de acasă, o putem comanda. Aici e nostru. Suntem aici aproape, putem supraveghea și angajații ce treabă fac. Dar se pare că domnul cu semănătoarea se pare că se mișcă mult mai repede decât cel cu... Ce face cu tipul
Excavatorul, sau cum se numește. Da. Să vedem noi ce... Sau... Se mișcă la fel de repede. Da, posibil, nu știu. Da. Hai să cumpărăm noi o drujbă. O drujbă nu e cine știe ce. Intrăm pe magazin. Intrăm aici la ferăstraie. O cumpărăm ce stil vrem noi. Am auzit că stilul ar merge mai bine în un... Nu știu, o cumpărăm așa. O, și avem aici. Ok. Tăiem frumos de jos, copaci. Trebuie să le tăiem penguțele, să-i curățăm frumos. Oare ce lungime are acest copac? Ia să vedem noi, era parcă alt... Ei, nu așa. Hai totuși să încercăm așa. Să vedem cam ce lungime are. Da, ar trebui să-l tăiem în două. Are 15 metri și ceva, saltăm undeva la un 7,5. Din câte am înțeles, sunt plătiți cel mai bine copaci când sunt tăiați la 6 metri. Doar că, din păcate, saltăm la 6 metri? Hai, saltăm la 6 metri, ok. Stai așa. Ok. Și să mergem ceva de genul. Undeva aici ar fi 6 metri. De aici. Mai dăm să mergem până la 12. Hai să dăm atât. Dar așa ce am rămas o bucățică care... Am rupt-o în două și gata. Așa... Să mai tăiem și încă un copac aici. Hei, du-te jos! De ce n-o putem tăia? Nu, va trebui să aducem o mașină de tăiat rădăcinile. Ceea ce pe mine nu mă prea încântă. Ok, să vedem totuși ce bani vom face acum și pe acești copaci, că văd că acest copac mă cam supără pe mine. Da, te duci jos azi sau mâine? Ce mă, te-ai blocat de mine sau ce vrei? Încă vea la ea, mă. N-are loc, țăran. Du-te, mă, jos. Ai văzut că am reușit. Trebuie din prima să fac treaba asta, dar am uitat de ea. Avem doi copaci gata tăiați. Mă, nu stricați ceva pe acolo. Avantajul la iarbă este pentru că noi, toate ce avem iarba, nu vom mai avea nevoie de, cum să zic, am plantat-o odată și nu mai trebuie să plantăm încă o dată sau încă de 10 ori. Să sărim în factorul ăsta, să vedem. Se pare că o să ne ajungă sămânța care avem aici. Lasă-mă, nu te mai bloca, atât că... Copacul ăsta are 8,9. Ăsta cred că îl voi lăsa la înălțimea care este, nu-l voi mai...
Asta mai aduc înapoi. Să cum facem noi? Așa? Ui, 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 ce l-a aruncat. Din câte am înțeles, copacii ăștia care sunt așa de la începutul jocului, cum ar veni când începi să joci, ei nu mai cresc. Și asta e o mică problemă, să zicem așa. Aștept poate să crească și de fapt el nu mai crește. Așa, deci nu prea avem noi lemn, nu știi ce să scoatem o avere de pe copacii ăștia. Ceea ce vom avea noi, vom avea mult mai în timp, vom scoate un pic mai mult. Eu voi mai face câteva progrese pe aici, cred că până în, cum se cheamă, în episodul următor, sper să termin de plantat iarba aici, să încerc să îndept cât de cât, să îndept puțin terenul aici. Pentru că are un pic de pantă urâtă care nu prea-mi place aici, voi încerca să o fac cât de cât să fie mai accesibil. Pe lângă asta va trebui să vin și cu o mașină de tăiat rădăcinile, care nici asta nu mă prea încântă așa. Copacii, se pare că i-am tăiat până unde se termină parcela 5 aproximativ, mai avem și copacul acesta. Bine, va trebui să-i tăiem pe toți pentru a putea elibera, pentru că, după cum v-am zis, am de gând să iau și să fac aici, să facem un fel de plantații de copaci. Pentru care să nu ne deranjeze foarte mult aici, voi lăsa, cred că voi începe să plantez de acum încolo, să plantez de la această chestie, cum se numește ea, nu știu, undeva în spate încolo, să nu facem foarte mult, să nu ocupe mult loc din partea cealaltă. Astea le putem lua cu mâna, da, mă, uite că le putem lua cu mâna. Ia, mă. Asta zice că este prea greu, ok. Ok. Voi încheia acest episod aici și sper să ne reauzim într-un nou episod pe data viitoare cu mai multe progrese și sper că nu v-ați supăra că am început să fac mai multe progrese. Vedeți despre ce e vorba, cum, ceea ce vreau să fac și așa să meargă treaba mai repede, pentru că sincer parcă n-am tot putut să mă tot uit la chestia care făceam eu singur acolo la făcut de baluți. Și l-a așteptat ca domnul să termine de, cum se cheamă, de, domnul să termine de recoltat, să termine de recoltat sfecla de zahăr. Așa că m-am gândit să iau și să mă apuc de altă treabă. Ok, încheiem aici, o seară frumoasă să aveți în continuare și toate cele bune în continuare.